Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Rezumat. Moldova Gaz a expediat Agenției pentru Reglementare în Energetică solicitarea privind reducerea tarifului la gaz până la 16 lei și 49 de bani pentru un metru cub. Agenția a anunțat că solicitarea va fi examinată în regim de urgență mâine, 7 iunie. De cealaltă parte, liderul partidului nostru, Renato Usată, îi spune că tariful la gaz ar trebui să fie de cel mult 9 lei. În caz contrar, cetățenii ar urma să iasă la proteste. Despre acesta și despre alte subiecte de actualitate discutăm cu invitatul meu de astăzi, domnul Renato Usată, președintele partidului nostru. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Domnule președinte, mâine ANRE urmează să examineze solicitarea Moldova Gaz privind reducerea tarifului la gaz, 16,49 lei fără TVA față de 29 cât achităm acum cu tot cu TVA. Anterior, premierul Recean și ministrul energiei, domnul Parlicov, spuneau că tarifele vor fi reduse sau cel puțin examinată reducerea tarifelor prin toamnă. Toți percepeau acest lucru ca pe ceva electoral. Cum vă explicați faptul că mâine urmează să fie reduse tarifele? Vă explic. În primul rând, aș dori ca toți cetățenii din Republica Moldova să cunoască faptul, și o spun cu toată certitudinea și cu toată siguranța, că în toată această perioadă de criză a gazelor naturale pe globul pământesc, moldovenii au fost furat cel mai mult, dar unele persoane care au fost implicați în organizarea întrevederilor de peste hotare, vorbesc de cineva din conducătorii de la noi din țară, cei care au semnat contractele cu firme dubioase, cei care au participat la elaborarea tarifului, deci toți acești indivizi au organizat cel mai mare jaf din istoria gazelor naturale, din toate statele care există pe planeta Pământ. Deci, că astăzi, de multe ori s-a vorbit în diferite studiuri că Moldova achită cel mai mare preț pe continentul european. Unii vorbeau că contractele sunt secretizate și nu pot fi divulgate denumirile companiilor și așa mai departe. Alții vorbeau că există ceva la mijloc. Eu am fost primul care am ieșit și am demonstrat cum în perioada de mai multe luni, în unele cazuri ani, unele firme private vindeau gaz mult mai ieftin agenților economici din Republica Moldova decât Moldova Gaz, care îl vindea prin furnizorii săi simplului cetățean. Când vedeam eu 29 de lei, care la peste 29 de lei cu TVA achită orice om din Republica Moldova, persoană fizică pentru căsuță, apartament, sau unii chiar producători, oameni cu afaceri mici, o cafenea, un birou de notar. Și când alții achitau în 2 ori jumate mai ieftin, și faptul că guvernarea, doamna Sandu, Recean prim-ministru, domnul Parlicov, care a recunoscut prin scrisoarea, care a demonstrat-o, că a trimis în aprilie o scrisoare la ANRE, unii spunea că există gaz în 2 ori mai ieftin, care se vine face ceva. Eu i-am acuzat pe ei nu în faptul că ei n-au știut despre existența pieței paralele, să o numim, da? Eu i-am acuzat în tăcere că nu a ieșit doamna Sandu la Marea Adunare Națională, având 10.000 de oameni buni, fiind un lider național, vă informez că nu mai achitați gazul 29 de lei la Ceban, Gazprom, nu știu cui și așa mai departe, dar mergeți la companiile cu tare și comparați cu 14 lei. Doar eu am semnat contract cu 14 lei în ziua care am mers. Și domnul Ceban iese doză, ce o sat e arătat la voi, Gonța, în emisiune, este un fake. Că durează 20 de zile trecerea de la Moldova Gaz. Stați o leac. Voi mă acuzați că am arătat un fake. Eu semnez, am demonstrat contract semnat cu 14 lei în leg de 29. Deci toate mișcările care le-am făcut, ce am obținut? Prima. Cei ce vreau să facă în alegeri la toamnă să ieftinească gazul la oameni, l-au ieftinit, au inițiat procedura ieri și a să o finalizeze mâini pe data de 7. Eu totuși mai am o speranță că mai sunt oameni cu inimă la ANRE, nu slugi politice, care au posibilitatea să mai coboare prețul care l-a anunțat și bani. Vom vedea. O să fie pentru mine cel puțin
Умари mulțumesc ca să le spun, dacă ori mai tăia din ceea ce le-a recomandat ce bani, adică 16-50 de bani fără TVA, dar oamenii vreau să știe, cu oameni buni, voi acasă, cei oameni simpli achitați cu tot cu TVA 19-90 de bani. Deci da, o să fie cu 10 lei mai ieftin, cu 30%, dar prețul ăsta de 19-90 de bani trebuie mai scăzut în două ori și voi vă explica acum. Acum să vă povestesc ce mișmașuri a pornit Moldova Gaz. Despre asta văd că nu vorbit ce bani, că au fost la mai multe televiziuni, că încercau stângă focul, pornit de usată. Nu a vorbit nici domnul Parlicov, care sunt sigur că tot a cunoscut, că el tot a spus, apa știut. Și vreau să vă arăt lucrul următor. Cu ce s-a ocupat ultimele 10 zile? Ca cumva Moldova Gaz și furnizorii săi să-și păstreze interesul economic, să-i spun, da? Dar iar pe schinarea și din buzunarea cetățeanului simplu. Cunoașteți dumneavoastră, sau dacă nu cunoașteți, vă spun, în Republica Moldova sunt mai mulți distribuitori de gază. Cum ar fi? Chișinău Gaz, Ieloveni Gaz, Bălți Gaz, Edinez Gaz, Floriești Gaz, Găgăuz Gaz, Cahul Gaz, Tărăc. Așa. Toată lumea știe că acolo merge când se adresează cu o problemă sau altă. Deci, în tariful vechi, de 29 de lei... E nou deocamdată. Nu, da, ok, în tariful care a existat până acum, era inclus transportarea gazelor naturale. Moldova Transgaz, o firmă fică de la Moldova Gaz. Era inclus și cheltuielile distribuitorilor de gaze, care vă i-am numit acum. Deci toți acești flăcăi, între data de 23 și 24 mai, adică acum, recent, 10 zile în urmă, da? Și-au făcut. Toți au trimis solicitare la ANRE. Iată, le arăt toate, începând cu Bălți Gazul. În care cameră mă uit acolo, da? Bălți Gaz, Edinez Gaz. Uitați-vă, data. Bălți Gaz, 24.05. Edinez Gaz, 23.05. Ce aceste solicitări către ANRE? Așa, deci, nu, asta e scrisoarea lui Ceban, până și o lăsăm deoparte. Deci, uitați, toate datele sunt de înregistrare la Andrei, cu data de 23-24 mai. Unii ei roagă ca tariful pentru furnizarea gazelor să fie modificat. Ce ar însemna asta? Dacă până acum, încă o dată, cu tariful de 29 de lei, 29 de lei pentru un cubometru de gaz natural. Deci, era așa. Vedeți, mi-ați făcut un tabel. Действующий тариф. Высокое давление, среднее, низкое. Что это значит? Высокое давление. Антрепрендери мари, которые газ пресионе налты. Меди. Аспект технический. Ну, статься секунду. А муж вому асанцеляга, к цене бузнарю луи. Кредитцам актеца с девиз специалист, дупа, что вор привет сейчас им еще. Деч, тариф у экзистент ла момент у нас это ушнул. У амни акиты 2124 делей. Пентру меди метр куб. Deci din 29 de lei medii metri cub, 2100. Și de pun gospodare. Bălțul, Bălți Gaz, de exemplu, ca să fie schimbat tariful de furnizare de la 2124 de lei pe medii la 7716. 200% o mulțit la 3. De ce? De ce aceste schimbări? De ce? Asta de ce? Întrebați pe domnul Ceban, Moldova Gaz, să iasă X cu explicație. Dar încă o dată, când în cel mai scump gaz de pe continentul european, de 29.500 de lei, cu tot cu TVA inclus, da, persoanele fizice aveau doar 2.124, apoi în tariful nou care l-au cerut ei la ANRE, știți cum au jucat? Ceban cere micșorarea tarifului pentru gaz, ăștia în paralel cer la ANRE scumpirea tarifului la distribuirea gazelor naturale. Înțeleg. Și s-au gândit așa, tac, în Chișinău, spre exemplu, uitați-vă, dacă era 2124, am o să fie 2460. Adică au scumpit cu 15%. Ieloveniu l-au scumpit
aproape în două ori, la 4294. Cel mai urât au procedat așa, cu bălțul, deci bălț gazul cu bălțenii, cimișlia gaz cu cei din cimișlia și tărăclia gaz cu cei din tărăclia. Uitați-vă, 7265 îi propun să pui la bălț. La șor, la orhei, 7700. Cimișlia gaz, 8902. Dumneavoastră înțelegeți că asta e... Deci, din 16... Ok, nu din... Tot cu TVA. Din 19.900 de lei, prețul nou, dacă îl stabilește mâine Andreea, așa cum a cerut ce bani, 7.000 de lei cheltuieli pentru furnizare. Dumneavoastră înțelegeți că s-a dus 1.000 de metri cubi. Spre exemplu, din Grecia, ca oamenii să mă înțeleagă și noi băgăm în detalii tehnice, ne costă în câteva ori mai ieftin decât bălțul, bălțgazul de la bălțeni în apartamente, cimișlia gaz. Asta este încă un mișmaș făcut, nu știu toate persoanele implicate, dar aceste lucruri s-au făcut în paralel și iată, acest lucru este inexplicabil. Și la noi s-a întâmplat când trei ori se ridici la bălți, la cimișlie, la orhie, în tărăclie, în ungheni, iată-i 7300 și tot așa. Da. L-am avut invitat pe ministrul Parlicov și dumnealui explica în felul următor. Noi deocamdată avem gaz scump pe care l-a cumpărat anterior spânul. Respectiv, acum că este tot sezonul estival, ar trebui să consumăm acest gaz pentru că consumatorii casnici consumă mai puțin și ca să nu rămânem cu acest gaz pe timp de iarnă, care este și scump și consumul este mare. Nu vă pare logică această decizie lor? De ce? În general, vor altfel. Așa să înțeleg. Ei vor acum să cumpere gaz ieftin, care într-adevăr este foarte ieftin, astăzi este peste 200 de euro 1000 de metri cub, să-l amestece cu gazul luspânul, care ne-a costat peste 1000 de euro, ca cumva să dea un preț mediu. Este o aberație. Astăzi orice stat sănătos de pe globul pământesc, și bogate, și mai puțin bogate, și săraci, cum este Republica Moldova, toți au, și despre asta a vorbit și guvernarea noastră, un stoc de securitate energetic. Doamne ferește, ceva se întâmplă, ca să avem și încălză spitalele. S-a vorbit că acest stoc energetic este de 45 de milioane de metri cubi. Oferta mea, și orice om care înțelege măcar că ceva în matematică, sunt sigur că o să fie de acord cu mine, e următoarea. Am greșit. Nu, da, nu noi am greșit, au greșit spânul și așa care au cumpărat prea mult cu preț exagerat. Bun, gazul lui spânul... O secundă, acum vorbim despre asta. Credeți-mă ca să explodeze tot în următoarele două zile, știu despre ce vorbesc. Să-mi duc gândul la capăt. Deci, acest... Dumnezeu, ați menționat că gazul e scump și respectiv gazul scump corect. Trebuie gazul să scump. Fie păstrat în rezervele de stat. Nu în rezervele. Noi nu avem astăzi rezervoare de păstrare. Spuneți-mi, vă rog, dacă există astăzi, în diferite țări, rezervoare de păstrare a gazelor, unde noi astăzi putem să le punem astea peste 100 de milioane de gaz de aluspânul care ne-a rămas scump, așa-i? Da. Îl punem la păstrare. Nu l-amestecăm cu ăsta ieftin de 200 de euro care este azi pe piață. Asta ce ar însemna? Achităm doar pentru păstrarea acestui gaz scump, care costă nu așa de mult, ca să înțelegeți păstrarea în orice țară unii ar dori noi. De mâine începem a vinde oamenilor prețul, gazul, la un tarif elaborat din astăzi poate de cumpărat cu 4 lei, 4 lei și gazul. Vă asigur eu că într-o lună o să fie, poate fi cumpărat acest gaz cu 3 lei. Toți experții mondiali spun că în iulie-august o să continuă să cadă prețurile în jos. Cumpărăm gazul cu 4 lei, punem 2 lei, transportarea să ajungă în Republica Moldova, sunt 6 lei, punem 8% TVA-ul, trecem de 6 lei, punem marja, câștigul, Moldova Gaz, Energocom, un 20, 25%,
Și la om putem să vedem azi gaz cu 9 lei. Înțeleg, dar gazul scump este tot gazul țării. Încă o dată, o secundă, stați o secundă. Eu v-am spus că astăzi un prost îți duci fură o caldare de benzină, una o cumpără, spre exemplu, de la o benzinărie și o amestecă. Că cumva mediu, benzina și răchii, jele s-o arunci, că tot și benzină și-o șadut în bocică îngropată de tata în o gradă de 10 ani de zile și cum benzina și e, oricum, da, e s-o pierdut numărul de octanovă cislo nici, adică nu e așa de bună, și prost o amestecă. Și după asta repară motorul și poate să arunci și mașina, înțelegeți? De asta azi doar omul gospodar moldovan nu e vinul care i-a rămas de 3 ani în urmă, care s-a băhlit, om florit, și să-l amestece cu jinul ca să vândă la om cumva să nu-l pierde pe el. Plus, vă asigur eu că la iarna următoare, gazele naturale poate iar să sară în sus, iar să ajungem la prețuri nebune. Și poate să treacă și de 1000 de euro. Nu știm și ce se va întâmpla în Ucraina. Și consumăm gazul din rezervă. Mălădeț, pentru ce azi cheltuiem gazul scump, având ieftin? Doar dumneavoastră astăzi, având posibilitatea să cumpărați pâine de 3 lei proaspătă și aveți pâine de 10 lei, așa e vechi. Apoi trebuie să mănânci dintr-un baton proaspătă și din una veche de atâta că îți pare rău după acelea. Gata, s-a greșit. Care a fost greșit, trebuie să fie pornit o anchetă. Eu înțeleg. Făcută din mers. Acum stați puțin, că amuși ajungem, că au fost, l-au cumpărat într-o perioadă grea și au secretizat contractele din numele companiilor. Eu ieri le-am desecretizat practic toate și o să continui asta în zilele următoare. Spuneți, vă rog, o întrebare către domnul Spânu, doamna Gavriliță, care era prim-ministru, compania cu care ei au ascuns contractul, semnat în noiembrie 22 în orașul Baku, ei s-au dus discuți cu compania Socar. Companie de stat, o companie gigantă, o companie foarte serioasă pe piață, petrolieră, gaz natural. Acolo era cu ei în delegație un cetățean străin. Ei nu l-au luat, deci de la Energocom nu era nimic, ca să știți. Și trebuia să fie obligatoriu. Acolo era un cetățean străin, despre care sunt foarte mulți scris pe internet, despre dâns și alt cetățean străin, un fel de Serioja Ieralov pe timpul lui Plahotniuc, care au fost incluși în delegație, prezentați acolo și conducerea Azerbaijanului, și conducerea firmei Socar, ca expertul Energocom, nu știu ce, care avea vreo două ștampile în buzunar la offshore. Spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră, ca prim-ministru Republicii Moldova, semnați cu Socarul, cu Azerbaijanul gaz, contractul, păi cine trebuie să-l furnizeze gazul în Republica Moldova? Socarul, bineînțeles. Așa. Numai că aici a fost furnizat prin Luxemburg LTD. Și aici am discutat. Intermediar. Aha. Dacă declarațiile dumneavoastră sunt nu adevărate, dacă, odată. Atunci ele sunt foarte grave și eu mă întreb de ce instituțiile de forță nu au reacționat de ieri, de când ați făcut această declarație. La noi, de 2 ani de zile, nu pot să-l interzic cu pișor, înțelegeți? Și tot pe Dodonul Mozolesc, ba pe într-o judecată, ba pe altă. Noi sigur la asta să ajungem. Dar vă spun încă o dată, nu dacă este. Eu pot să vă spun că chiar în noaptea asta am văzut vreo 14 contracte de cumpărate, de vânzare, cumpărare de gaze naturale. Azerbaijan, Grecia, Bulgaria, Austria, România. Nu. Tot normal, acolo lucrează și nevinde și astea. Deși compania care astăzi reprezintă buzunarul omului Republica Moldova, Energocom, o cătat intermediar. Ce cătă acest cetățean străin? Care eu îl înțeleg pe dânsul. Că el e cetățean străin și lui tot una, cât achită mama dumneavoastră, dumneavoastră personal și toate rudele, a dumneavoastră, cu amele și cu toți care ne privesc. Și cătă într-o delegație de stat un cetățean străin, încă o dată repet, cu ștampile de la companie offshore în buzunar, că omul s-a apucat de lucru chiar acolo. Deci omul a folosit delegația de stat în frunte cu prim-ministru Gavriliță ca să ajungă la anumite negocieri. Deci acest lucru s-a făcut fără știrea și fără consimțământul autorităților de stat? Spre exemplu, implicarea acestui domn, nu. Acest domn, dacă vă dați seama, ei i-au achitat și drumul, și hotelul, și biletul la avion, adică
au cunoscut mai mult. Deja știți cum? Eu astăzi nu pot să răspund despre capacitățile mentale la diferit demnitari de stat din Republica Moldova, care au înțeles imediat că cineva își face interese personale folosind imaginea Republicii Moldova și funcția de prim-ministru care o deținea domnul Gavriliță și așa și spun. Care au aflat atunci, care mai târziu. Dar însuși faptul că chiar astăzi, domnul Spână, după prima mie și Republică, cel mai deranjant pentru dânsă este, știți cum? Eu dacă sincer m-am clarificat că este gaz mai ieftin, s-o ascunzi de oameni că pot cumpăra și persoane fizice, juridice, gaz mai ieftin în două ori, eu zic, gata, am deschis ochii la oameni, că atât să meargă la privați, ăștia răbde s-au speriat, pac, decizia CSE, că trebuie să achitați devierile financiare dacă plecați la alt furnizor. Ieri, gazul care trebuie să ieftinească din cauza lui USATA s-a ieftinit, s-a propus ieri să ieftinim, dar încă o dată, oameni buni, eu nu sunt de acord. 16 lei preț mediu care l-a declarat ce bani, eu nu sunt de acord, asta e mult. Așa, adică 19 s-a achitat 90 cu TVA. Trebuie să fie 9 lei și v-am explicat cum. Acum, Elena, este oribil că Spânul, el ne-a dat tema de acasă, că Spânul după prima mie și Republică, undeva, și slavă Domnului, nu doar undeva, nu mult, zice, dacă e nebunul, află tăi despre proiectul Azerbaijan, a să o luăm în gură toți, asta e citat. Nu, și eu văd în vedere Domnului prin luat în gură și care sunt toți, și eu mi se pot să verific, deși ei se tem, adică deși Spânul se teme, că ori are nebunul și proiectul Azerbaijan, și eu am început să proiectul Azerbaijan. Slava Domnului, având o activitate și călătorim tot globul pământesc, stau bine, am demonstrat de mai multe ori cu relații în diferite țări. Și când am văzut că pe lângă proiectul Azerbaijan sunt și alte șmecherii, una din care am vorbit ieri, știți, toate firmele care cumpără, că e Trans Autogaz, firma FICA de la Moldova Gaz, că firmele private care vând gaz, și nu contează, al fratele lui Dodon, ori al altul. Deci toți ei, mă uitam, au un preț la aducerea gazului la intrare în țară, dar Energocom are un preț la intrare în țară și doar el are un alt preț. Și când am văzut-o că la noi cetățeanul de două ori achit TVA-ul pentru gazul Energocom, asta ar fi altă bombă și vă asigur alt dosar. Cum dumneavoastră, dacă aduceți orice tip de marfă, ca agent economic, deci dumneavoastră aveți dreptul să includeți în cheltuieli prețul marfii și transportarea până la vama Republicii Moldova, așa-i? Aiștia de la Energocom au băgat și transportarea prin țară. Asta e o aberație. Și acum eu am înțeles că să înfli bugetul, ca să înfle bugetul, că la noi vedeți și știri de multe ori. Vama încă mai mulți bani au adunat în încasările în buget. Stați o leacă. Dacă erau încasările în buget și sunt încasări și ține de că se face regulă în serviciul vamal, aici nu pot acuza serviciul vamal că ei n-au treabă cu asta. Și cum le-a prezentat compania care îl cumpără, ei așa actele le primesc, înțelegeți? Numai că din cauza că doar Energocomul este unica companie care vinde gaz din afara țării și îl aduce la noi în Moldova, achită, a inclus la vamă și cheltuieli din interiorul Republicii Moldova, asta deja, iar pe schinarea cetățenilor, asta tot este o crimă. De asta vă spun. Domnul Sătă, dar dumneavoastră veniți cu acuzații foarte grave la adresa lui Andrei Spânu. De cealaltă parte, doamna președintă Sandu a fost întrebată la o emisiune televizată dacă are dubii în privința integrității domnului Spânu, dacă ar putea fi dumnealui implicat în scheme de corupție și dumneavoastră a zis că nu, că are certitudinea că toate acțiunile lui Andrei Spânu sunt corecte și că nu există dubii de integritate în privința dumnealui. Deci considerați că aceste lucruri s-au făcut fără ca doamna președintă să știe? Haideți să vă spun așa, câteva asemănări izbitoare sau istoria se repetă. Știți-vă aminte jaful furtul miliardului și dosar ușor. Unii Plahotniuc, pe timpuri, nefiind aliat cu Șor, partener, participând cu dânsul în combinație, în schemă, acceptând avioane din miliardul furat, și tot așa, despre care, apropo, amu vorbesc cu mai multe
surse mass-media din investigații, dar asta o vorbeam în butoi în cadă la Moscova în fața la saunul cu pălăria lui Napoleon și spuneam cu i-o dat avion, Mercedes blindat și așa mai departe, încă în 2014 după ce nu scuzinele. Deci chiar Plahotniuc era atât de public și deja, nu că public, dar era atât de exploziv situația cu Jafo Miliardu, că Plaha n-avea alte variante decât așa cum era el drug și controla justiția procurorii, să-l închidă pișor, nicătând că noaptea am înțeles, cel puțin era în mass media, că îi mai dădeau drum acasă din izolator, dar Plaha o perioadă scurtă de timp l-a ținut pișor și prima instanță încă o dată, a lui Plahotniuc, nu independentă, i-a dat ușor 6 ori 7 ani, așa-i? La Cahul. A? De la Cahul. Nu, la Cahul, mă tinc, era curtea de apel deja unde se examină așa. Nu contează, deci instanța lui Plahotniuc i-a dat astea. Acum, Plahotniuc tot a crezut că n-are niciun vin în furtul miliardului, știți cum? Adică că dacă ceva au furat, nu mașor, eu n-am știut, filia era cu șor, eu n-am avut treabă cu șor. Numai că au trecut ani și când a ieșit eu cu raportul Crol, apropo, în fața la o țară întreagă, că toți vorbeau despre șor, Plahotniuc, filat, dar eu am ieșit cu raportul Crol 2, despre care iar vorbeau toți, dar l-au ratat iar usat, e ca și în situația cu cazul. Și anii au arătat altceva. Deci Plahotniuc a devenit complice după ani de zile. A lui Șor, cu furtul miliardului, spălarea de bani și, în general, trebuie să fie mult mai multe dosare decât a avut capacități guvernarea să le fac, dar asta e capacitatea lor, treaba lor. Noi lucrăm altfel și deja lucrăm altfel. Fix așa cu Maia Sandu. De ce v-am povestit despre Plahotniuc? Dar așa spui Maia Sandu peste 3 ani. Ca istoria lui Plahotniuc Șor. Că n-am știut, o secundă. Doamna președinte, astăzi, primește rapoarte, nu doar de la membrii PAS. Că chiar dacă PAS-ul a sprijinit numirea în funcție, un șef de SIS, un șef la Agenția Proprietăți Publice, că Energocom-ul, ca să semneze acest contract cu offshore-uri pentru gaz, el trebuie să aibă acceptul de la fondator. Fondatorul la noi e APP, Agenția Proprietăți Publice. Nu l-am văzut nicăieri. L-am cerut ieri public, nimeni nu l-a publicat. Deci, doamna Tatiana Sava, care era în Consiliul de Administrație la Energocom, a fost eliberată din funcție în 7 decembrie 22, după scandalul Franzeluța, care era din partea APP-ului, ca și reprezentat și la MOL Telecom și Franzeluța și Energocom inclusiv. Ea a participat în ședințe. O delegat, inclusiv a participat la delegarea și achitarea serviciilor persoanelor străine care au plecat inclusiv la Bacu și nu doar în Bacu. Ca ei să trezească și președinția și guvernul. Numai pe 10 februarie când au demisionat guvernul Gavrilița, deci vă dați seama, persoana 2 luni încă ilegal, fiind demisionată de guvern în data de 7 decembrie 22, până la 10 februarie încă femeia face la lucru, dădea indicații, trimite delegații și mai departe. Deci eu n-am auzit că doamna Sandu, și tot timpul spun adevărul despre oponenții mei politici în comparație cu alți politici, eu n-am auzit că dumneavoastră să fie coruptă sau să fie implicată în vreo schemă. Și eu o spun pe numai că în cazul ăsta, când dumneavoastră ei iese la un alt post de televiziune și spune că eu nu dețin informații, dumneavoastră a mințit. Dumneavoastră eu știu sigur prin cine și când a fost informată și pe cale oficiale și neoficiale despre ilegalitățile care erau organizate, controlate și executate de dominatorul Spânu. Și de multe ori nu neapărat să furi. Doar leancă și-o furat aeroportul. Unii leancă și unii furi în aeroport. Bună ziua, înțelegi? Leancă nici nu poate fura o iașic de cireș la livadă, că avea să-l prindă storujul și să-l pălească la poponeasă. Numai că leancă fiind prim-ministru în perioadă. Și când s-au semnat garanțiile în ziua când pe noi ne-au scos din alegeri în noiembrie 2014. Deci Leanca a devenit complice prin faptul că a știut multe lucruri și nu a ieșit să le spui atunci. Că dacă se ridica el atunci și deschide gura, apoi nu mai ajungeam astăzi ca oamenii din buzunar să achite pentru furtul miliardului care l-a pus pe schenarea oamenilor. De asta câteodată tăcerea și ascunderea informației
Asta este o crimă mult mai mare decât bați tu personal mâna să fură neva. Spuneți-mi, vă rog, doamna Sandu, dacă știe Parlicov, o spus, da? Dumnezeu, de ce nici într-un briefing? Au fost organizate mai multe Consiliuri Superioare de Securitate, să vedem ce face, cum salvăm țara, să nu depindem de ruși, nu știu ce, așa mai departe. De ce Dumnezeu nu ieșit? Alo, Recean, Gavrilit, cine era pe atunci? Firma lui fratele lui Dudon a vândut pe cer schemă cu mulți bani mai ieftini la toate companiile mari, Franzi Luța, Glas Container. Încă o dată, ei sunt investigații, unii și mașina lui Frațu, și oficiul cumpărat la Chemford din banii, cu unii și de el și prin ei cetățenii și abilecul, cum zic moldoveni. Mașini, deci am văzut investigația, Jurnal TV, Ziarul de Gardă, deci au fost demonstrat de presă, nu de usate, că acest... Eu tot un altă, el șmecherește răspuns. Altfel trebuie să-i pui ieri lui întrebarea. Nu dacă are Dodon vreun interes. Spune-te rog, dar cum șoferul fratele tău, Șunea Dodon, a fost 50% proprietar la companie care era cel mai mare vânzător de gază la întreprinderi private pe timpul cât tu erai Dodon președinte. Și schema a lucrat în 20-21. Adică câteodată când jurnaliștii nefiind din domeniu și întrebând, că Dodon într-adevăr nu a fost fondator la companie. Știți cum? Și Dodon undeva poate s-a dus, s-a culcat lângă Galea și ciustul al sebea cestnim celălalt. Știi? Adică da. Nu. Haideți așa. Eu astăzi fix așa deși Dodon tace. Deși Dodon tace cu omul lui, concret, crescut de doamna Griceană, Ruslan Flocea, a fost șef la CNA, care trebuie să lupte cu schemele, că Dodon era președinte și era el în coaliție cu PD-ul, pe urmă cu Șor. Cum a ajuns două luni în urmă consilierul lui Vadim Ceban la Moldova Gaz? Asta înseamnă că legătura între conducerii Moldova Gaz și domnul Dodon, nu vorbesc de Partidul Socialist, eu nu se ocup cu asta, deputați, ori membri simpli, oameni, nu. Dumneavoastră spuneți, vă rog, puteți fără vreo aprobare politică, că a fost șef la CNA asta, nu a fost sectorist de la Ocniță, știi, că a e persoană publică cunoscut. Toată capacităților profesionale. Încă o dată. Încă o dată. Domnul Sandu, haideți să revenim la... Și guvernarea asta stace. Înțelegeți? Maia Sandu nu a fost informată decis, ca și cu spânul. Și Dumnezeu nu ies, spui. A? Nu, este foarte urât. Încă o dată. Știți care e diferența mea între dânși? Socialiști, pasiști, trasiști, transvestiți, știți culorile care sunt. Vă spun eu. Eu astăzi n-am obligațiuni să-i acoper. Nici pe cei de la guvernare, nici pe Dodon, nici pe Șor. Eu dacă îi prind cu ceva, e caz, uitați-vă, televiziunile controlate de Dodon Șor, tac, că am vorbit Dodon. Că cineva îmi spune, băi, tu politica ai greșit, zic, de ce? Băi, tu trebuie din tăi să bas numai în pas, să te arăt tot mass media lui Dodon și al lui Șor. Și după asta strizi Bocănești, numai în Dodon și frațul cu schema și mai departe, și aveți arest tot presa galbenă. Dar astăzi au tăcit, dar sute de mii de oameni. Eu am văzut videourile, explicațiile. Eu nu pot să ies în fața cetățenilor peste o lună, ori peste un an. Dar știți cum? Dodon a tăcut. De ce atunci când a ieșit eu la un alt post de televiziune, țin minte, februarie 2018, în Plahotniuc era în țară, când a ieșit și am spus, este o crimă și face Dodon cu Plahotniuc, că s-au înțeles cu talibanii și piloții moldoveni care erau îi țineau în groapă, în bătaie de joc, deja erau dați dispăruți pe 3 ani de zile, în Afganistan, când talibanii au doborât un elicopter, și am zis că în alegeri, la anul, Dodon și cu Plahotniuc ca să-i aducă câte unul acasă ca să ridice ratingul. Voi și Dodon. Și ascultați acest bandit balăbol. Și s-a întâmplat, Plahotniuc a fugit din țară, și Dodon și oamenii au șezut mai mult cu un an de zile în groapă, fiind capturați. Da, lor li s-au salvat viața și tak. Dar încă o dată, de câte ori i-am prins eu cu dânsă, știți cum, așa că... Înțeleg. Cel mai probabil, totuși, mâine, Andrei va aproba acest tarif de 16 lei și 49 de bani, cu tot cu TVA va fi în jur de 20. Eu sper că Andrei, încă o dată, Andrei, nu vă jucați cu viața și buzunariul oamenilor din țară. Cu așa care muncesc în diaspora peste hotare și trimit bani, la rude să achit facturile. Da, dacă a spus dumneavoastră... și ministrul Parlicov că tariful realist e cam în jur de 20 de lei. Bun. Domnul Parlicov este reprezentant a guvernării. Și domnul Parlicov este încă un ministru, chiar care înțelegând că e mai corect. Spuneți, vă rog, să iasă mâini mai mulți experți cetățeni să spui și rău în formula lui Usatăi,
Care, apropo, am anunțat un călăcozer la Jurnal TV în, în ianuarie acestui an. Zic, băi, răpijor, gazul, spânul, lăsați-l. Începeți să cumpăra, că atunci deja era 550 de euro preț pe piață. Spuneți, vă rog, ce greșit am propus eu, ca să începem acum, să nu continuăm efectul dominoului, dar să luăm gaz ieftin și pe ăla să-l ținem la păstrare până la iarna viitoare. Nu contează pe cât. Deși, că doar prin schema că amestecăm gazul ieftin de 200 de euro cu așa de 1000, putem să continuăm, scoatem din buzunar la cetățeni bani. Ia că ai tătă explicația. Înțeles. Dacă Andrei până la urmă totuși aprobă acest tarif, da, aveți capacitatea de a mobiliza oamenii la proteste? Sau considerați știți că cum? Acum este inoportun să iasă oamenii ca, la proteste? Pentru mine e important un lucru, primul. Deja aici depinde de fiecare cetățean de țară. Că trebuie dacă se întâmplă acest lucru... Trebuie lideri care să mobilizeze masele. Nu e adevărat. Astăzi am văzut mai multe proteste în România, mai ales ultima oară în Franța. Dacă la francezi demonstra că e chit în gaz în două ori mai ieftin, decât trebuie, apoi nu arde eu mașinile și magazinele, arde președinția, guvernul, arde tot. Ați văzut ce se întâmplă în Franța. Dacă se întâmplă acest lucru în România, România ies, blochează străzile, în orașele care sunt, adică nu caută bani de drum, autobus, îi aduc șur. Eu o să văd cum va reacționa cetățenii. Da, eu ca cetățean, nu ca președinte partidului nostru. A zis, băi, oameni buni, ia ca planul nostru, uitați real cum poate fi prețul, nu populism, că cum Dodon e reușit, băi, dar eu vopșar pune 5 lei prețul. Hai, las tu, Dodon, că când erai tu președinte, moldovanul oricum achita mai mult ca în Ucraina, care deja era în război tăcit cu Federația Rusă, știți? Adică încă nu era până în februarie 22, dar pe timpul lui Dodon, președinte prorus cum el se laudă, pe timpul meu era, da, Dodon, era gazul ieftin ca și era piața mondială. Numai atunci Zelenski, Poroșenko, înaintea lui care era, lupta deja cu Putin și gazul avea mult mai ieftin, înțelegeți? Inițiativa protestelor, deci, inițiativa protestelor, eu o să fac un apel la cetățeni ca prima, Comisia Situației Excepționale să-și revizui decizia prin care obligă cumva ca oamenii să nu pot trece, că e agent economic, să nu pot trece la firmă privată, dar din tăi să achete devierile financiare. Проколорили луспину. Дичь, треба анулати, ще спомню. Дой. Прецу ла газ, ну куда, то с черем сну аместищи, ка с штярга урмили, ка местикаря газ лу скумку асефта, нас та штержеря умерло, шку масенки, ну, ася ла ла пастрари, врем газ, ноу, ше ла се мярга анкета. Ше пи урма, ка наши искумпло, ан резерв был ценем. Cât și cumpără pentru rezerve, e oricum la păstrare, că e greu, că e gază, că e alte tipuri de produs. Dacă nu vom fi auziți, Andrei, în general, să-și dă demisia tot. O tăcut cam o tani tot perioada asta, că acum cineva mai vine cu bună ziua, de la privat, la de stat, nu mă interesează. Dar Parlicov le-a dat în aprilie scrisoare. Stați-o leacă, Parlicov le-a dat scrisoare în aprilie, dar schema nu s-a pornit în aprilie. De asta eu să fac apel oamenii să iasă, facem mare adunare națională 2, publicăm, votăm. Deja să vii 10.000 de oameni, 50.000 ori, 100.000 depinde de cetățenii Republicii Moldova. Da, pentru mine e important să nu merg cu ușori, ca căliuși, adică eu și la foarte mulți alte. Nu, ascultați. Noi suntem orfani politici din 2014. Noi astăzi nu șerem și suntem unicul partid în țară pentru care în capul mesă este vectorul național de dezvoltare. Noi nu suntem pro-ruși, pro-europeni, unii, noi suntem cu vectorul național de dezvoltare. Să procedăm așa cum procedează mai mulți lideri de stat care le vor bine cetățenilor, nu la televizor, dar în buzunar și în frigider acasă. De asta eu o să fac apel la oameni, am participat, dar eu nu pot să mă asociez cu penali, cu fugari, cu fel de mizerii care de mult trebuiau să fie interziși și băgați la pușcării. De asta să fie un protest. Dacă ați fi alte forțe sănătoase, normale, la cap, să discute, eu nu văd o problemă să iasă în fața cetățenilor, orice, inclusiv la alte partide politice. Eu nu încerc nici într-un caz cumva să
Chiar numai Partidul nostru, nu știu, nu, eu... Ați menționat că nu sunteți pro-european, dar cum ați văzut de acasă, de pe internet, summitul Comunității Politice Europene? Sunteți din tabăra celor care spun că e un eveniment bun și de succes pentru țară? Eu spun că sunt pro-Moldova din 2014, numai că însuși noțiunea pro-Moldova, cu prezidere au fost murdărită și de unii partide, și de unii Dodon, nu țineți minte, era numai cu tamojne să ieși numai Rusia. Pe urmă, și ușor, am început așa să mute cumva spre centru, că nu, că astea... Am scris în 2014, Republica Moldova să fie punte între Est și Vest. Hop, asta ies cu asta Plahotniuc în 2018, ori când a ieșit. Eu nu sunt anti-european, deci ce înseamnă nu sunt pro-european? Doar eu, dacă nu sunt unionist, asta nu înseamnă că sunt anti-românie. Că tot timpul am spus că vecinii noștri, Ucraina, România, sunt principalii parteneri, că îi avem vecini dați la Dumnezeu. Eu astăzi promovez mai multe valori europene și standarde europene. Prin cum am luptat cu corupția în Bălți, că am primit 3 ani la rând cea mai transparentă primărie de țară de la IDIS Viitorul și de la NIU din România, cea mai transparentă primărie de peste Prut. Adică de asta când tot spun cu sat e anti-european, nu. Eu pur și simplu nu niciodată n-a să merg în mână. Nici cu drapelul Uniunii Europene, nici a României, nici a Federației Rusă, doar cu drapelul Republicii Moldova. Iată ce înseamnă. Dar summitul l-ați privit ca un succes pentru țară sau ca o acțiune de PR pentru partidele de guvernare? Eu consider că orice eveniment organizat în Republica Moldova, și am făcut tot posibil evenimente de astea să aibă foarte multe loc în Bălți, la nivelul meu ca primar. Invitam primar Veneța, Cernăuz, Botoșani, Nijni Novgorod, Moscova, toți cu care am reușit să stabilesc relații în mandat de primar, ca să ne vadă, ca să ne ajute cu cineva. Mulți nu puteau să ne ajute cu bani, dar cu mare plăcere spuneau, aduceți, trimite-ne oameni să le arătăm ceva nou și ține de domeniul locativ comunal. Adică asta doar tot e un sprijin foarte mare. Câteodată lecția costă mai scump ca greșelile, știți cum care. Orice eveniment, cum asta, eu l-am privit foarte pozitiv. Numai că, care este diferența între evenimentul care a avut loc? Da, nu putem compara și ce facem eu la Bălți, cu toți primarii din Ucraina, România, Rusia, unde avem colaborări, Polonia. Aici au venit lideri de țară, la USAT-i veneau primari. Știți ce făcea USAT-i la așa eveniment? Nicătând că eu aveam 70% rezultatul la locale, 70% aveam în Consiliul Municipal partidul nostru. Eu la masă, chemați-i pe socialiști, democrați de la platforma, adică consilierii, adică... Considerați că au fost excluse celelalte partide? Nu că au fost excluse. Cum în Piața Mare Adunării Naționale a fost un eveniment a singurului partid, PAS și Maia Sandu, tot așa acolo. Doar sunt astăzi multe partide care vorbesc despre integrarea europeană. Au început mulți ani înainte de a apărea dumneavoastră ca ministru de educație în guvernul Filat și ca liderul unui partid pro-european. Asta e un gest, hai că e dușman. Clar lucru că acolo pentru dumnei era greu ca să explice la electoratul dacă îl chema pe Dodon și reprezentant socialiști. Da, avem să-i chem pe tăți. Dacă eu eram în locul domnului sau nu. Toate dar ea era obligată, din punctul meu de vedere. Cei care au mers cu ea cot la cot. Cei care nimeni nu i-a interzis, cum ar fi platforma, da. Concret vorbesc din singurul partid. Da, astăzi, hai că erau întrebări cu Năstas, astăzi domnul Plângăucu. Ea a profitat de protestele organizate cu implicarea lui platforma, da, când am protestat noi împreună. Partidul nostru, platforma, da, și socială. Deși nu a invitat pe cei care cu ea au fost în coaliție, mă refer blocul acum, bine că măcar eu am invitat la discuții să vorbească despre Marea Adunare Națională. Știți cum? S-o șters. Dumnezeu face o greșeală strategică. Eu am crezut că Dumnezeu s-a cumva i-a olimpizat creierii. Știți? Nu, adică ceva pozitiv. Când s-a început războiul în Ucraina, i-a chemat pe toți. I-a chemat pe toți. Tkaciucu, Sati, Chicu, platforma da, Pele, toți erau. Vă rog frumos. Pericul, Doamne Ferec, să înceapă la noi, haideți cumva să nu ne certăm, să nu ieșim cu mesaje de ură, de dezbinare a societății. Eu la aceeași întrevedere, eram vreo 20 de partide, oricât acolo, erau și partide care numai scris pe hârtie că există, dar și pe ce eu chemam.
Саретик дискут кто. Андат, куда мы пришли? Уитасов, куре фузя с Дин Украина. Закламини дамакаса с осутвор, синдзеч к сарау. Ну, ну, о секундке импорта. Алций, сын дентребар технич. Уитасов, требуй организат, дентре пункту тречери де фронтере украинец, молдовенец, ее дистанция мария стоит 2 минин коц, к тебе уже пать в организаем, вечер. Мы говорим, ее как организатор, еще под, думаю, ну та, лаурма, тот скажет, алти партиди, ку алти пропонери, солуции. Так, тот скажет, звенит ку идеи, вот сфис контакта, где министерли, кари сын, ну не контакт ними, шел мой род. Когда он пришел? Eu consider că e foarte bine că ne-am adunat azi și asta au spus-o toate partidele care au ajuns. Haideți vă rog cumva pe viitor, că noi situații excepționale, legate de criza până economie, haideți să ne așezăm cu toții, că oricum noi nu suntem cu deputații în Parlament, cu membrii guvernului, oricum dumneavoastră măcar să auziți ideile, să nu umblăm noi pe Facebook, pe la televiziuni cu idei, conferințe. Și asta e un lucru normal. Iarăși fac comparații. Dumneavoastră înțelegeți că chiar dacă în foarte mod mizerabil Cavcăliuc, fiind torpeda lui Dodon și lovind în mine în băls, cu groi, cu vene, cu ligheanuri, cu nu știu, omul care ne-a băgat oamenii în pușcărie, ne-a distrus partidul 2014, Corecean ministru, apropo, pe tine. Eu reprezentantul lor îl chemam la mine în birou la primărie. Neavând nevoie de nici de voturile, planime, încă o dată, că aveam 27 ori 26 consilieri municipali din 35, adică putem să... Nu, cum vedeți asta? Și vedeți acolo? Ia că asta e corect. Ca o concluzie la subiectul summitului, acest summit îi asigură președinte Maia Sandu un nou mandat de președinte? Nu. Nu. Asta știți cum e? E cam același lucru care au încercat să-l repete Dodon. Ulterior, Plahotniuc ușor. Aduceți-vă aminte, usată în 2014. 100.000 de oameni, Renata Usată, Sofia Rotaru în piața Marea Adunării Naționale. Nu știu dacă e același lucru. Nu, stați o secundă. Vine Usată, Mihailov, Leps, din România, Antonia, cine era, Zua, studenți. Înțeleg, nu, o secundă, o secundă. După asta, diferit, da. După asta, nu e diferit, nu, da, să vă explic. După asta, aha, răbde, Dodon să-l aduc și el pe Leps. Dar din cauza că o face Dodon, nici pe jumătate nu era piața Marea Adunării Naționale. Călătărie, Șor, Pistas, Mihailov. Adică, iar, deci, pentru acum e ok. Da, pasul a crescut în sondaje. O spun public, când cobor, le spun cobor. Prima dată de când sunt la guvernare, eu crescut în sondaje cu 6-7%. Și doamna Sandu ca președinte și pasul. Numai că pasul. Să ne sminți scris data de azi în calendar. Chiar dacă doamna Sandu a smărit cu Macron, ei nu câștigă alegerile prezidențiale. Chiar dacă pasul se înfrățește cu toate partidele europene și fac o declarație, ei n-a să aibă mai mult de 30% la următoarele alegeri. Da, ei încearcă primul orice să-și păstrieze ratingul, să-și îl întoarcă înapoi. Gradul de dezamăgire e atât de mare că oamenii o să-mi țin de mai multe ori că ei mint. Înțelegeți? Adică diferiți miniștri, diferiți deputați, care erau mesajele lor în campanie electorale, cum unii au uitat, cum alții nu ies la tribuna Parlamentului în 2 ani de zile. Pentru mine este deranjant un lucru. Eu am reanimat viața, activitatea politică a partidului nostru și o să mergem doar înainte, că eu vedem că se prăbușesc ăștia și cam majoritatea care pretind să vie următoarea guvernare sunt așa care au furat miliardul, așa care au distrus țara. Astăzi, la noi continuă procesul ăsta din 92, că doar toți erau de-a cuiva, doar ce înseamnă azi PAS, foști pe ledimiști, să ne sminte, că din PAS jumătate care sunt azi, deputați, tot a scris cum iată acum Cubu, Igor Munteanu, care era membru platformei, da, că vă e platforma DSR-i, și gata, ideam cu Sluga Narodă. Deci europenii cresc alte forțe, dar ei cresc tot din așieși șocălăi care au fost în tot perioada, fix așa cum de stânga. Cine e Dodon? Socialiști, socialiști. Dar unii erau? Erau comuniști. Adică o parte de socialiști de-am îți Văzrăjdenie. Deci aceleași fiețe, aceleași oameni în diferiți ani veneau la guvernare cu două dinumiri. Oamenii n-a să mai creadă în
așa mișcări, nu o să mai poate fi așa amăziți. Da, noi suntem unicul partid care cu cea mai mică istorie că am fost înregistrat în 2015, dar noi astăzi suntem pentru interesul național cetățean. De ce Ucraina, chiar că tot vorbim despre gază? Domnul Ciuban, președintele Moldovagaz, tot a fost întrebat, de acum așa s-o... De țara care e în război cu Ucraina? Plătește 4 grivne pe metru. Nu, în banii noștri 4 lei achită, achită 8 grivne. Dar întrebarea altă. Da, deja e o problemă. Acum alte întrebări. De ce președintele Zelenski? Noi putem astăzi să acuzăm cumva pe președintele Ucrainei și cetățenii ucraineni că ei imitează și au joacă cu ruși la o mână. Putem ori nu? Nu, bineînțeles. Absurd, corect? Deci ei luptă pe moarte acolo, corect, cu rușii și ei ce se întâmplă în Ucraina. Ei își apără țara, pământul, statul și așa. Spuneți, vă rog, deși Zelenski, fiind cel mai mare azi antirus și antiputin de pe planetă, nu a dat indicații să explodeze sau să blocheze țevile Gazpromului, care trec prin Ucraina și aduc gaz în Republica Moldova și furnizează lui. Nu că și. Nu și interes. Dar există doar interes economic ca poporul ucrainean să aibă gaz ieftin și ca prin Ucraina să aibă gaz ieftin și partenerii europeni. Adică gaz și Ucraina dă gratis moldovenilor tranzitul la gaz. Nu. Încă firme din Ucraina îi ajută pe noștri de la guvernare să fure gaz, dar asta e subiect de altă conferință de presă. Și azi vorbesc în zile apropiate. Deci Zelenski astăzi în frunte stă, tac, interesul național să am pentru ucraineni gaz ieftin. Spitale, școli, casă, acele care au rămas după aceste bombardamente teribile și mai departe. Că el avea tot dreptul moral, cu tot ce ține de activitatea economică a Federației Rusă, să taie cu saghea, corect? Adică că e dușmanul lui pe foarte mulți ani înainte, dacă nu pe viață. Înțelegeți? Aici e interesul economic. La noi e interesul debililor, înțelegeți? Adică eu când ascultam discursurile mai multor lideri, că fiecare rachetă așa, că iată așa, zic, băi, voi, deși când eu am condamnat război, să nu fie am o speculație, dar încă o dată, și ei l-au condamnat. Numai că ei devin deja un fel de politologi ucraineni care comandează, adică ei cumva cu declarațiile lor, cu și unele, unele manevre de-a lor, să ne tragă în război. Eu altă n-am. Eu mă uit la abirațiile care de multe ori ei le fac, nu mai dau în detalii. Slavă Domnului că rușeți departe, dar... Sper că asta nu se va întâmpla. Haideți să revenim la activitatea guvernării, pentru că în februarie a fost investit guvernul Recean, da. Respectiv sunt 100 de zile, perioada de grație, când guvernul nu ar trebui cel puțin foarte dur criticat. Cum apreciați activitatea guvernului? Pentru că deja există voci că ar putea începe remanieri guvernamentale, iar Dumitru Alaiba ar urma să fie primul care ar pleca din acest guvern. Doamne, sursele dumneavoastră ce spun? Doamna Elena, dar nu e surs. Știți, deși acum nu e niciun ajutaj, e că aduceți vă aminte, orice guvern precedent, și nu contează, că Gavriliță, că Chicu, că Greceanu-i pe timpul, că Filip, aduceți vă aminte și să începe la 100 de zile. Era un tam-tam în toată presa. Dezbatere la televizor. Asta. Dumneavoastră, vedeți acum măcar un ajutaj cât de mic în jurul 100 de zile guvernului Recean. Bun, a fost în privința salariilor miniștrilor, majorilor salariilor. Știți de ce nu e ajutor? Dar nu a fost de fapt o schimbare a guvernului. Nu a fost o schimbare a guvernului. O trasă pe dreapta pe doamna Natalia Gavriliță. Apropo, tot ați fi un dosar penal, dar asta e temă separat, că trebuie încă vreo jumătate de oră, cred că zic. Deci, s-a schimbat obloșca, coperta, da? Îi spune între noastră. S-a schimbat coperta. Dar și, ați văzut ceva, nu? Eu când mă uit că unii jurnaliști, unii actori, și jurnaliști, și actori, care sunt în Republica Moldova, și nu contează, vorbitori de română, rusă, moldovenesc, au mai multe comentarii, distribuiri, întrebări în comentarii. Eu când văd pe Recean cu
Досуди лайкушку, досуди комментарий тот ла пас. Анзелис. Ну, ей рау фарти, пикернич писал медиа, секунда. Ходи сня дуще моменте. Шип тимпу гуверн ла гаврилицу. Шкан домна санду яра кандидат ла. Шкан ла дивнит, пришли. Дичь, есть у активитат. Шаку мала домна санду, ка пришли. Зары форфудешти соушал медиа. Дар аишланд морт, шти кум, ну-ка, морт ин тимпу наштрий. И я рау морт во время зачатия этого правительства, анцелеги с конспланифика. Не осталось, числи до сих пор. Домну Речан, ну куда ты? Его анспус републик. Домну Речан и премьер-министру, да, сын супарат рау, персонал, педу мне лой. Кафин министр Денитернику, Кавкалюк, Шкуалц, политиш криминаль, а у фабрикат мамуты лукрур, пятнусь лавру гаминте, ал флаш плохотю контрамы. Dar acum nu contează supărările și pretențiile lui Usate și oamenilor din partidul nostru care au suferit și au stat timp pușcării, inclusiv din cauza lor. Acum este interesul național, că oamenii achită un gaz cel mai scump de pe continentul european. Ce am spus ieri? Domnul Recean, fără UEI, MEI, nu știu, domnul Recean, sunt gata, ați venit să discutăm. Adică, eu doar nu, oricum ei sunt cu decizia, da? Usate n-are mandatul astăzi, seară, adică nu se semneze dispoziția comisiei excepționale, oare se emită hotărâte. Păi ascultați-i Pitescu idilic, te străim în țara asta. Nu contează. Dacă vine un domn care îl văd în economie, scrie foarte mult, fost ambasador la Moscova, că a fost scandal sexual, că nu știu ce așa. Eu mă uitam scrie, domnule, a uitat numele de familie. Golovatiuc, da? Dacă dumnealui și-a va scrie despre economie sau scrie despre securitate, mă uită o stălie pe la televizor. Adică, eu doar nu zic usate, știți cum? Nu, doamne ferește, că amoșenică să ne se înșeapă cumva și așa de jumătate de țară mă acuză că tu ai adus-o pe mai, ai făcut-o președinte și doamne ferește, nu știu, m-am săturat să explic. Dar a fost o lecție bună pentru mine oricum. Niciodată în viață nu trebuie să sunut, că am sunut odată pe Dodon, odată pe Maia și după asta 4 ani mâncam ușigani din cauza lui Dodon, pe urmă 4, acum deja câțiva ani din cauza lui Maia. Nu. Recean să-i invite pe toți. Frumos m-am adresat. Puteți vă uitați, zis pe domnul prim-ministru. Haideți tot cei care sunt cointeresați. Poate Chicu are câteva inițiative. Nu trebuie să ne uităm care au fost. Deși ei tot spuneau că la PD stăți criminali. Eu spuneam pe timpuri că PD-ul ca grupare criminală împreună cu Șori trebuie interzis. De atâta că era controlată de Plahotniuc. La moment și Plahotniuc face și vroie, și în PD și în procuratură. Ei spuneau că toți din PD sunt criminali. Și primari. Profesioniști. Corect. Erau și sunt oameni profesioniști. Deși ei azi așa tare vânează oamenii PD-ului și le fac probleme la mulți din trânșă, îi presează ca să treacă la pas. Dacă voi spuneți că tăți de la PD sunt corupți, și primari, și consilieri orășănești, sătieri și mai departe. Nu eu ce fac ei. Apropo, un breaking news pe tema persecutărilor. Încă o dată, informația este 90%. Deci nu, că a avut loc acest incident, e drept. Acum, toate detaliile nu cunosc, că chiar vreau să-l telefonez pe dumnealui, că să nu fie amuși speculații în presă. La ce... S-a dus cineau, l-a spărit pe domnul Dandiș, primar de Cahul, care de mulți ani e independent. Și omul care câștiga cu 70-80% primărie. Nu 3. Mai tine că odată era de la PD. Nu, care de? A fost cineam. L-a întrebat așa pe strudânsul. Foarte dur. Știți că dumnealui a lăsat ștampila la primărie și a fugit din țară? Că nu vrea să fie candidatul pasul la alegeri locale. Deci dumnealui e fugit din țară de ceva, adică a fugit, plecat astea. Dacă acest lucru, eu cu o să încerc, eu chiar mergeam la dumneavoastră în televizor, vreau să sun pe domnul Nicolae. Dacă asta e drept, că a venit cineau, l-a gurzit pe tema la niște achiziții și îi catau nod în papur ca scuriți cahulul, ca să aibă pasul șansă, că astăzi fiind dumnealui. Ca să candideze dumnealui la locale de pe lista pas. Da, și dacă nu candidează, eu am făcut omului presiuni, cel puțin așa îmi spune o sursă din Cinea. I-am făcut presiuni că îl spleșe ca să aibă șansă candidat pas. Că dacă candidează Dandi și independent, el mai câștigă încă de 2 ori primăria Cahul. Și acasă asta vreau să văd cu omul, zic, mai Renat, eu zic, de unde știi? El zic, mai da, a fost grupul de lucru de la noi,
Și odată indicație să întrebăm așa mai dur ca să-l punem, adică ca să-l, nu doar să prezentăm ceva material, dar și să psihologic să-l prezentăm. Dacă domnul Dandeș, că uitați-o, dumnealui e primar independent, mai vorbeam cu dânsul la câteva evenimente organizate de CALM, mai vorbeam o dată în jumătate, deci dumnealui este unionist. Apropo, și că acolo 80% sunt unioniști? Nu. Acolo socialiști, știi, dar pe Dandeș îl votau. Deși, că omul e gospodar, fix da, așa cum eu la Bălți eram votat de proruși ori de proeuropeni, dacă candidez la Bălți încă o dată, așa cum a fost, vedeți că, adică nu era cu mulți, pe usat îl votează proruși. Aia e bună ziua. Dacă candidați la Bălți sau aveți un alt om la Bălți? Nu, o să discut cu colegii, eu v-am spus că trebuie să alegi, oare președinte de partid, oare primar. Nu poți combina două lucruri, chiar că mă... Și nu câteva... ați ales să fiți președinte de partid. Și veți da. Alt om la Bălți. Deci noi discutăm mai mult candidaturi la Bălți, să ascultăm. Important altceva, că Tauber la Bălți n-a să meargă, dacă vorbim despre subiectul Bălțului. Șor, o zis că oare caut alt candidat, oare împreună cu socialiști, cu tăța să-l sipi domnul Voicu, fost ministru de interne, asta și bă chinoi nemță. Că acolo și-o leacă de bandiți, și-o leacă de socialiști, și dacă Șor se bagă... Dar pentru Chișinău aveți candidat. Pentru că și noi tot discutăm câteva persoane cu date. Candidatul pentru orice oraș, mare, mic sau pentru un sat, asta nu trebuie să fie o persoană care pur și simplu știe hodorozi și stă frumos în fața la cameră. Asta omul care trebuie să știe în comparație cu ești la pas la guvernare. Diferența între bordiur și ghiretă, între troleibus și macara. Că ăștia nu știu, înțelegeți? Cum explicați faptul că pasul nu are deocamdată candidat? Sau poate ei... Nu, ei iau, stați-o leac. Pregătesc cu anularea alegerilor pentru că se vehiculează deja că alegerile vor fi anulate. Nu, ei vă pregătesc, stați-o, uitat. Alaltări, nu, ei iau candidatul, precis pasul. Domnul Carp. Oare l-a schimbat, eu nu scriu. Nu, Carp era principal, oare a rămas Carp principal, oare da, să mă uit prin... Dar se vehiculează că alegerile nu vor avea loc așa cum... Da, eu am spus-o încă în februarie anul acest an. Sub paravanul stării de urgență, alegerile ar putea... Dar nu contează care ar fi explicația lor juridică. Uitați-vă, ei n-au putut să-l tochească pe Șor nici la Bălți, nici la Găgăuzic. Ce au făcut, ei mai tare l-au umflat, ei nu l-au distrus. Așa. Că Tauber trebuie să fie scoasă înainte de alegeri. Decizia Curții Constituționale va fi pe 12 iunie și dată, evident... Interzicerea partidului Șor, Șor, credeți-mă că are mai multe partide în rezervă. Astăzi ei... Dacă nu a putut să-l tochească în Bălți și în Găgăuzi, încă o dată, repet. Vă imaginați cum ați poate urmări pe Șor și cum dă bani la oameni și hrișcă și carne și oloi și nu știu? Când Șor a să aibă 500 de candidați în prea. Ei nu a putut să urmărească un candidat de la Șor în Bălți și unul în Găgăuzi. Și vorbiți. Deci ei nu mai au capacitatea la nimic, mă refer guvernarea. De asta ei, ca având frică, că nu vor putea controla, gestiona procesul de alegeri locale, aslămâni. Ați să facă împreună cu prezidențiale. Asta e un scenariu și primar rămâne interimar. Scenariul 2, cu 29 de zile înainte de alegeri, ei vor exclude toate partidele în care Șor ați bage candidat sub alte din numere, deși că astăzi, după modificările codului electoral, înainte puteai cu o săptămână și cu două săptămâni de alegeri să faci modificări în listă, la consilieri, la candidați. Acum, și eu citesc tot, dar alte partide văd că vor tac despre asta. Acum orice modificare poți să o faci numai cu 30 zile înainte. Deci, o lună îți dă pentru înregistrarea candidaților și cum se începe campania cu 30 de zile înainte, gata, nu mai poți face modificări în listă la candidat, la consilier, deputat, primar. Poți doar cu locul schimbi, locul 2 cu 79, spre exemplu, și mai departe. Și cum ați gândesc că asta e strategia lor tare, secretă, plan Barbarossa, știi? Că să le facă lovitura cu 29 de zile înainte ca să elimineze de peste tot. Și varianta 3, la dânșa în general e tare interesantă, asta e un fel de chinoi nemț, altfel nu pot să-i spun. Deci varianta 3, la dânșa, ați văzut amus o pornit cu sancțiunile europene, americane și mai departe, cu destabilizare. Eu m-am uitat în lista care o dat la europeni pentru... Aplicarea sancțiunilor. 100 ceva de companii, ori nu sunt 100 de companii. Eu am întrerășit într-unul, dacă trebuie să o scot eu înapoi. Pur și simplu să șterg, că sunt multe date personale. Compania afiliatelor Șor. Șor, Plahotniuc și Ingenier. Sau
афилиати кумва куи. Дичь, у нас штиск на часты листа, де персоани кари людати и европейну пентрусе, сын примар де сати, сын лидери на агрикультуры, сын лангасит пиону копилу ла он проприетар де у магазин кари винде фисташти, ну шкум се за контрол, фисташти. Не целег вам. Ла магазин ушур, европейну ват листа. Ой, серьез? А ты талуми симплик. Генерал оста его рушение. Его решение, у его рушение, пентру домна пшидинь. Я нутре слаудик европень. Аста уратат импотенца ноастр, когда к персонале есть, а туати арау кондамнати ланой. Демонстраты пробили. Корупти, талхарии, форту миллиард, туати арау кондамнати. Жду паста касприжин де партия европейного американ. Вин ши ей, конечно, ну снуш пата. Келтуя скундя верли, принцерли европейни, что глупо, мтецки супер. Да тук ан бажу сут чева де уамень де ла ной, европейни ван треба, зичь кой, да вы овец, полиция, прокуратура, СИС, ЧНА, зичь кой, уамень ештя, у партии дин трэнши не шнули су порнить ни шун досар пенал, Република Молдова, ши сент ан лист, ан целезис. Тет че ю адус пиден ши менти, аскултат че вас пун. Аста кумва, ка урматори кари ашибан листа де санкционь, зичь кой, хай фажем ктё пятерк, ако вишет прима, бригада, Андрон, Кавкалюк, аз вазу тосну, репет, шуар плохотен. А мука антраду, пятерка макроси, его звезда, как отец, да, антраду, говорит, дичину и Платон, он... Если дорен санкционили канадиени. Дор санкционили канадиени, кари кува у опорут дупа эстя, дар, ну и ворбин, где сан... все мое море винмен, тут уж санкционили. Вот твати стать ли европейни, да, адика, консолидация исполнена, дим партия уни европейни. Что еще нового пуст Платона треешься премии, падика. Ну что, что от меня сын требует ничего. Каел с фи кап ла урматори пятерка. Дичь урматори чинчка нас сибы, да как сибы ну маколы нежди царань. А требу вон сибы звезда аколы. Решил ла ласа Платон ка звезда пентру пиорм. Ки я му аколу кумвак ел. Астя я у проблеме генерал. Știți că era momentul când în general nu vreau să-l pui pe Platon, nici să-l propui. Pentru dâns foarte tare s-au implicat unele persoane foarte influente din statul Ucraina. Pentru Platon și au fost foarte multe discuții și cu președinția și cu guvernul Republicii Moldova în privința lui. Apropo. Dar cum apreciați decizia de a se implica în politică? A lui? Da. Nici ca cum. Dar cum pot să dau? Eu consider că e... O combinație. Eu cred că el se implică fix asta. Pentru politic? Corect. Pentru cum a făcut-o și Cavcăliu, când a apărut cu partidul, a spus, băi, a să iei 1-2%, lucrează ca tarbeta lui Dodon contra mea, să ne distrugă pe noi, că numai cu asta s-a ocupat și în balsul la nivel național, cu asta s-a ocupat și în politică, cât era. Deci, el a mers ca pe urmă să aibă motivare pentru Interpol și țărilor. Voi, ei nu m-a persecut că am făcut crime, fiind șef adjunct de poliție. Ei m-a persecut din motiv poliție, da. Slava merge pe ceași combinații că lui trebuie, băi, ia că eu am partid, ori vreau să-mi fac și mai departe asta. Domnul Sat, eu înțeleg, pentru dumneavoastră poate 50.000 de lei nu e foarte mult. Dar cum au reacționat colegii dumneavoastră și simpatizanții dumneavoastră, oamenii noștri, cetățenii simpli, când au zis că salariile miniștrilor se majorează până la 50.000? Știți cum? Ca om care a fost în afaceri. Eu îmi dau seama, pentru dumneavoastră nu e o sumă mare. Nu, pentru mine orice bani e bani și nu contează că eu oricum toate salariile mele trecut că le donam la oameni. Nu contează că era de 6.000, 7.000 și ori 50.000 de lei. Ei au făcut-o cu stângul și strâmb, fix așa cum au modificat și cu limba în Constituție, cu fix așa cum s-au băgat în ziua victoriei, ei nică nu pot face acătere, înțelegeți-le? Deoarece ca oamenii să ai câți mai mulți profesioniști, trebuie achitați. E greu să ții un top manager, azi vă spun eu, cu 20.000 de lei. Iată, eu, spre exemplu, am făcut același lucru, dar în domeniul privat, la companie, așa afacerile care le-am deținut pe timpuri, în Federația Rusă. Numai că eu știți cum am făcut? Eu am făcut într-o lovitură la toți. Știți cât achitam eu la manager pe vânzări?
Deci eu n-am ridicat doar la directorul companiei, da, salariul. Când managerul pe vânzări a început să primească salariul de 300.000, am început cu 200.000 de rubli, asta erau 7.000 de dolari și am ajuns la 300.000, la 10.000 de dolari pe lună. Manager. Dumneavoastră înțelegeți că oamenii ăștia se țineau de lucru, asta trebuie și prost, fiind un manager pe vânzări și te bagi în mișmașuri, că știți cum 120.000 de dolari pe an salariu, plus hai cu usate, tăți în Turcia la mare, acolo, dincolo. Înțeleg, dar activitatea unui ministru merită 50.000? Încă o dată. Activitatea unui ministru astăzi, după părerea mea, Republica Moldova merită salariu, eu ar face în felul următor. Fiecare ministru să aibă astăzi salariu de 20.000 de euro. Și vă spun cu toată siguranță. Dacă vrem, nu și bine, și ceanici care îi avem majoritatea guvernului. Spuneți-mi, vă rog, deși companiile private achit salarii mari, iată, eu astăzi cunosc oameni în țară, iată, cunosc, am un cunoscut care achită la un agronom, da? Salariul de 5.500 de euro pe lună, la un agronom. De atâta că agronomul ăsta, eu construit producerea, dezvoltarea, și, adică, poți, oamenii n-aveau să revolte în Moldova dacă ministrul avea 20.000 de euro, dacă oamenii vedeau că se ridic salarii, apară fabrici. Eu vă spun, Ileana, deși la mine nu era scandal cu nimeni, că prin eu tăz, directorul putem să-i dau bonus 3-4 milioane, adică 50-60 de dolari, nu, erau 100 de mii, 3-4 milioane cândva, am de rubri rusești. De asta, când îi face o lovitură, Lukashenko mulți îl critică. Astăzi, dictator, nu știu ce, și așa mai departe. Da, eu n-am fost. Dar ce se întâmplă cu economia în Belarusia? Cu... Deci este corect încă să aibă un ministru făcut... salariu 50 de mii. Lukashenko pe timpul țin mine, în anii 90, când moldovenii se uitau la 100 de dolari și pierdeau cunoștința. Deci Lukashenko a făcut la Vamișu simplu. Da, șeful Vamii avea salariu, dacă nu greșesc, de 3.000 de dolari pe lună. Încă o dată vorbim de 20 ceva de ani urmă, 30 de ani aproape urmă. Dar Vamișu simplu avea 400 de dolari. Vamișu în Republica Moldova, știi cât se avea atunci? 20 ori 30 de dolari salariu. Adică când îi faci o lovitură, le faci la toți, cap-coadă, nu doar la miniștri. Că pe lângă miniștri sunt, nu contează, procurori, judecători, primari în țară și mai departe. Ia ca greșeala lor. Că ei cumva i-au evidențiat pe miniștri, că ia ca ăștia merită salarii mari. Încă o dată. Eu vă asigur că eu o să fiu la guvernare, miniștri să primească 20.000 de euro salariu și primarii în țară să aibă salariu de numai puțin de 2-3.000 de euro, că omul încă o dată o să aplaude atunci când omul trăiește bine. Deși omul, credeți-mă, n-a să revolte niciodată că n-a zvadă că trăiesc nu numai naționale și politbiro bine, dar și el poate să-și permită. Că omul, știți cum e construit? Orice om pe glob pământesc, Ileana. Deci omul nu se uită. Credeți că pe oameni i-ar interesa prețul la lactate, la carne, la cărnați, la ceapă, la produse alimentare, cartofi? Omul când are salariu mare, eu am trecut prin perioada asta, că mulți m-au acuzat, cu usate, tu cu știți, băi, nu mă laud. La mine a fost perioada în anul 2005-2006, când eu nu m-am mai uitam la prețuri, cât da, costă produsele alimentare, că câștigam bani. Da, există. Și nu se uitau nici părinții mei, nici copiii mei. În 2008 eu nu mă uitam nici cât costă o mașină, nu mă interesează. Îmi plăcea, o cumpăram și nu contează. Toyota, Mercedes, Rolls-Royce. Că câștigam bani. Majoritatea oamenilor nu câștigă așa. Corect. Dar pe asta și vă spun cu omul că n-a să vadă că el trăiește bine. El are o pensie care lui permite ca la un pensionar din Italia să stea cu cafeaua, să nu stea cu mâinile julite, cu beșești la mâini, chinuite. La noi omul în sat nu știe cuvântul manicur. De ce schitiți pensionarii la dânșă? Ei o trăit o viață alță, mai ușoară. Și ea stau cu cofeaua și cu câinerii la plimblare, cum stau la noi în Iresele, prin Chișinău, așa sunt orice pensionar. Dar pentru asta statul trebuie să producă. Spuneți-mi, vă rog, dacă astăzi luăm un manager care astăzi poate să facă un plan de modernizare a țării. Eu cunosc câteva persoane, deci salariile lor astăzi pe an sunt între 24 milioane de euro. Pe an! Dumneavoastră, înțelegeți că omul ăsta să-l aducem azi în Moldova? Oamenii n-ați mă acuză pe mine să-i dă usată lui și 10 milioane. Oamenii, dacă ați vadă, s-au deschis zagot cantor, fabrică de producere, s-au făcut regulă în agricultură. Deci omul niciodată n-a să te certe că dai salarii mari, dacă el ați vadă că el trăiește bine. Înțelegeți? Dar când
Грешала гувернерин кодат, к его введенся двор министр. Шака еще залет ладенш по полной, к сори болтат, у муцими де функционар публич. Кума свой ты им уэк? Я мой там, я вем инко проблему, кто эти гувернерли. Журистом примария Балц, я как примар, ну, ма интереса саларию, ну, ма интереса занеша звурч функционар децин. Коркум ли донес. Журистом примария авя саларию 45 миделей. А чего журист? Ланец, вама, дичь, а че ж активитать? А вет за 7 делей? Лайнспекторат фискал щинс при за 7 делей. Спунец им ворог, журисту користык 7 делей. Йома факут апеллу релататик уверяли. Дак йом реушится ради к саларю ла матуратор, дела уми обсуд делей, ла чинч шас ими делей, фен примар дебалс. Дичи, к матуратуре арау ла антрепринтере мучпал. Фин фондатор ла антрепринтере мучпал, консилю мучпал, ел регуля саларили. Дам примарий ла функционар публич, eu n-avem dreptul să le ridic salariul, mă bătem cu capul legii. Și am spus la toate guvernele, o secundă. Vă rog frumos, ca să avem specialiști, atragerea investițiilor, arhitecturi cu gândire contemporană, dați-ne voie să le ridic salariile din veniturile primăriei, că dăm ceva în chirie, vindem. Înțelegeți? Nu că așa vrei tot țara. Dar asta e aberație. Înțelegeți dumneavoastră că mulți funcționari publici lucrează puțin. La stat învață lucruri și după asta plec la privat și lucrează cu 1000-2000 de ori. De asta noi avem foarte mulți, eu mă închin și la mulți specialiști din Bălți, din primăria Chișinăului, din tot țara, că mulți sărași cumva lucrează pentru stat. E ca aceeași situație. Dumneavoastră înțelegeți că eu când m-am băgat în politică, și s-a terminat, 30 dosare penale, când nu eram în politică, că vine plăcătniuc la zării noștri, că când trebuie era afilat readam, Lupu, Urechean, mă întâlnesc cu, vorbeam cu toată clasa politică și cu toate puterile pe toate timpurile, era ok. Cum am băgat? Dosare penale, sănătate distrusă la mine, părinți, rude apropiate, membrii, colegi din partii distrușă mai departe. Înțelegeți? Da, dar eu am mers conștient că eu nu mergeam nici pentru salariu de primar, nici de deputat, nici de președinte. Adică, și deși poate sunt altfel, și ca doamna Dodon și doamna Dodon, domnul Dodon și ca doamna Sandu, că ia că Dumnezeu spune că trăiește din salariu. Cineva trebuie să o ajute. El nu poate să trăiască din salariul ăsta, chiar cât de modest în ar fi. Poate nu are cheltuieli foarte mari. Bun. Încă o dată. Avem puțin timp, domnul Usat. Deși Usat e altfel ca dânsă. Eu tot timpul eram, deși distrugeam în Bălți, schemele și mai departe. Și deși astăzi nu totul noi, din Moldova și unii să-i prind tot să-i distrug. Usat este independent, că el merge. O venit în primărie cu Rolls Royce-urile lui și le alimentam din banii. Eu n-am mers, am mers o singură zi cu mașina de serviciu, fiind primărie. Mi-era rușine să folosesc mașina statului. Este foarte important. Am vorbit tangențial. Iar nu-și permit. Stați puțin. Da, pentru asta tot, spuneți, vă rog, domnule, e deșină aduc. Astăzi avem tineri care mă întreabă ce să facem, cum să organizăm o afacere. Astăzi deja și în Somalia, în Africa, știu ce înseamnă coacher. Să aducă coacher pentru tineri să le facă, nu secta, întâlnire, nu știu. Că acești coacheri tot costă 100.000 de euro ca să-l aduci în Moldova și să adune 10-20.000 de tineri să le explice. Băi, băi, dacă vreți să faci, haideți domeniul ăsta, că este deja... Adică nu îți faci absolut nimic. Înțeleg, puțin timp mai avem, dar tangențial am abordat subiectul partidului ușor. Considerați că va fi exclus în afara legii sau este avantajos și pentru PAS și pentru ușor să lupte unii cu alții și să crească până nu era avantajos și pentru ușor și pentru PAS, numai că deja este o mare nemulțumire din partea electoratului PAS, că prea tare îi mozolesc și nu pot nici face cu dânsul, stau bine acasă, stau bine la pușcărie, iar acasă. Tot așa. Ia să le interzic partidul și să introducă și sancțiuni ca toți ăștia al ușor deputați și mai departe, să nu poată candida din partea la altă partid de ori independent. E un lucru bine, bun, când se iau măsuri radicale contra cuiva. Dar iar nu așa. Dumnezeu trebuie de mult ca sinitează ca președinte de țară. Înțeleg, legea lustrației. Interzicerea unui partid de bine, noi suntem țară candidat la aderare. Și eu pe șor avem să-l interzic în 2021. Și nu avea să ajungă nici cu candidat la Bălscum. Eu, fiind în locul doamna Sandu, ca președință, mergeam în campania electorală. Deja la parlamentare 22, mai era președinte, și spune, eu inițiez un referendum național, președintele are consultativ, legea lustrației,
Катос, кариоди сервит, плахотнюк, шор, импликация медипартис, ну, пату, цини функции, ласта, цвим политическая медипартис. Васигур я, когда к думе не сядь сейчас референдум, что сантум план, он вара душ до интродзи коалезерли парламентари, но вот здесь ласут один популяция на фаре девотанцы шор, шкацва, котра бадиш делал и плахотнюк. Ну, вот здесь ласут авил звотезыш, электорат сочалиш, лошалупас, шалусатый. Декорд? La parlamentare trece prin referendum, într-o zi. După asta, îl dădem parlament. Parlamentul oricum trebuia să legalizeze rezultatele referendumului, să zic mai simplu pentru oameni. Era legea lustrației și tocheși pe mulți pe care ei până ziua de azi nu-i pot până la respect. Ia că cum trebuia să faci juridic, corect, v-am spus acum, sunt experți care știu ce înseamnă și... E referendum consultativ inițiat, președintele are, mai era deja președinte. Dumneavoastră înțelegeți că Dumnezeu a devenit președinte noiembrie-decembrie 21 și vara o făcea, parlamentul având 63 de deputați PAS, adică facem modificare, doar ea spun că mai vrem mulți, facem, nu avem încă o dată. Eu o să merg cu asta în campania prezidențială, la anul, ca nume, prin să băgăm, nu doar lustrația. Eu o să merg în paralel, partidul nostru, având candidat la prezidențiale, eu am propus, dacă să apară unul mai bun, a să fie altul, nu-i problemă în asta, că să fie eu, să fie eu, asta nu e acum important. Este important altceva, ca să merg în prezidențiale, cu proiectul, una din promisiunea numărul 1, care trebuie să fie realizat, asta și ce nu a făcut mai. Numai că n-ați cer numai lustrația. O să cer resetarea statului prin adoptarea unei Constituții. Noi atâtea avem paracoluri, să nu zic mai urât, așa au fost mozolită, jolită, schimbată, oleac de plahătniuc, oleac de șeală. Deci, Doamne ferești, noi suntem încă o dată, repet, unica țară când a devenit independentă, n-a fost trecută prin referendum. Nici independența, nici Constituția pe timpul lui Snegur, președinte, înțelegeți? Suntem unica din foste republici sovietice. De asta propun un proiect draft a unei Constituții noi. Unii să putem confiscuna averea. Chiar și spun. Știm că e lui Plahotniuc, dar nu putem să confiscăm, să o schimbat din două ori proprietari. Gata, am făcut o Constituție noi. Revizuim datorii. Deci asta ne permite multe. Și revizuirea datoriilor externe. Și lustrația. Și traseismul ăsta cu vânzarea deputaților. Câteți tot vor, dar la noi toate partidele vor să voteze, să modifice Constituția numai că le cumpără deputați. Deși Dodon având majoritate și cu PD-ul și cu Șor, că pasă vezi să-i. Amu pasă, op, șăt ca bulpile. Aha, nu, de acolo fă, curcane zi struc, tac, nu, ești voi amu de ghebreț. Da, socialiști au propus proiect. Încă o dată. Ei trebuie să-l propui, deși la noi, în general, foarte straniu un politic. La noi partidul, cât orice partid, cât socialiști, cât pasul, cât erau în opoziție, propuneau tare mulți. Cum ajung la guvernare, promisiunile astea uneva dispar. Știți că... Mulțumesc mult, da. Când veți fi candidat la prezidențiale, vă aștept și discutăm mai multe lucruri. Mulțumesc. Domnilor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem săptămâna viitoare la un nou rezumat. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!